Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Cotidianul Live. Astăzi discutăm cu Renato Usatăi, președintele partidului nostru. Primar de Bălți. Primar de Bălți. Și primar de Bălți, inclusiv. Domnule Usatăi, bună seara. Bine ați venit pentru prima dată la noi. Vă mulțumesc pentru invitație. Deci, cât reușiți dumneavoastră să distribuiți pe rețelele de socializare acest live, această emisiune, vreau să începem cu o informație de ultimă oră care ne mijlocit ține de dumneavoastră. Deci, aveți două capete de acuzare în Federația Rusă. Realizarea tranzacțiilor cu acte false pe conturile persoanelor nerezidente în Federația Rusă și participarea într-o grupare criminală organizată. Suma... Participarea și crearea. Și crearea, da? Mai exact. Deci spuneți ce părere aveți despre această informație și ce se întâmplă la modul practic. Da, gata, am distribuit, merge ok. Bună seara la toți cei care acum ne privesc. Vă mulțumesc iarăși pentru invitație. Da, astăzi sunt în premieră la dumneavoastră și pot să declar, cred că deja oficial, că ceea ce s-a întâmplat astăzi la Moscova m-a pus în clasamentul cele mai mari, cele mai grave acuzații vreodată care au existat pe globul pământesc. Și nu contează. Așa, dar vreau să... Nu contează că e dosarul Iucos lui Hodorkovski la Moscova, că e dosarul în Columbia lui Pablo Escobar, deci ceea ce am fost eu acuzat astăzi, că ar fi organizat spalarea la 500 de miliarde de ruble rusești, ca să ne înțeleagă toți cei cifra în dolari, să o spun, după cursul valutar din 2014. Deci asta ar însemna că eu am spălat 16 miliarde de dolari americani. Miliarde? Miliarde! Nu 16 milioane, nu 1 miliard 600, nu 16 miliarde, dar... Da, 16 miliarde, mai n-am spus 160. Deci 500 de miliarde de ruble rusești, toți cei care ne privesc acum. La mine calculatorul am încercat pe iPhone, n-a mers, să-i adaug atâtea zeruri, că vroiam 500 de miliarde de ruble rusești să împart la cursul de atunci de 30 de ruble rusești pentru un dolar. Și pot vă spun, ca concluzie, de-am și-o făcut până acum Dodon. Cine i-a rugat? Cum i-a rugat? Știți cum... Dodonii din Moscova care au participat la fabricarea acestui dosar, că doar despre această acuzare se discută din vara 2019, de când am revenit în Republica Moldova. Dar fiți atent, am adus cu mine 56 de pagini de acuzare, o să le public după această emisiune online, ca toți juriștii din țară, toți oamenii care pot citi în limba rusă, da, deci... Mă rog, deoarece acuzarea a avut loc în Federația Rusă și este doar în rus în material. Eu vreau ca tot să citească aceste aberații despre cum Usatăi a participat în gruparea criminală, cum am falsificat acte bancare și cum am participat la scoaterea de 16 miliarde de dolari, repet, încă o dată în anul 2014. Deci sfârșitul anului 2013, începutul anului 2014. Deci aici avem nevoie de a măsura temperatura corpului. Eu într-un interviu am spus, cineva s-a râs, cineva m-a acuzat că am fost prea dur, când am spus că am citit pe Wikipedia și curcanii au temperatura corpului 41 de grade, în comparație cu oamenii de 36-6, temperatura normală. Și eu cred că este temperatura lui Dodon, 41, nu că el e la noi cel mai vestit curcan în țară, deja o au și toți cei care au desenat acest dosar. Domnule Usatăi, haideți să le luăm pe rând. Am înțeles. Aveți dosarul aici, peste 50 de pagini. Deci, dosarul, care deci... este legătura așa. De acuzare? Da. Deci. Care este legătura între Igor Dodon și aceste acuzații care vi se deci, aduc în Federația da, Rusă? Deci din momentul când m-am reîntors în Republica Moldova în iunie 2016, după ce a plecat Plahotniuc, Dodon, având frică de mine pe parcursul la toți ani, doar țin minte toți cetățenii, că în 2014 am fost scos din alegeri cu câteva zile înainte. În 2016 Plahotniuc am mers la modificarea vârstei, deoarece în toate sondajele, INDI, IRI și care mai erau, era scris că Usatăi are 42% în primul tur la prezidențiale. Da? După mine mergea Dodon și după el doamna Maia Sandu. Au schimbat vârsta.
toate dosarele a ieșit și domnul Stoianoglu, dacă ați văzut, noul procuror general, că din 38 de dosare politice, cele mai mulți le-am eu și membrii partidului nostru. Deci sunt 7 ori 8 dosare din toate dosarele care au fost recunoscute politice. Acum, Dodon, nu înțeles că mă întorc în Moldova. A făcut prima tentativă în toamna 2019, înainte de alegerile locale, puteți să băgați pe Google toți cei care ne privesc, toate televiziunile din Federația Rusă, toate site-urile, Telegram, canale, USAT-ul s-a reîntors în Moldova pentru a prelua Landromatul lui Plahotniuc și traficul de droguri. USAT-ul cu gruparea criminală Sonțova, mai nu știu ce, nu știu cum. Au pornit o campanie și după asta ei s-au pierdut. De ce? Că după toată campania care a fost organizată contra mea acum recent, m-a băgat un dosarul Zaharchenko, cu colonelul ăla rus, cu plin apartament de bani. Și s-a primit. Dosarul lui Zaharchenko a fost transmis în judecat acum 2 luni. У нее n-am niciun statut. Dar tot și Plahotniuc era acasă, și Dodon, Zaharchenko, USAT, Calificată Rusă. Și s-a întâmplat în noiembrie 2019. USAT câștigă în primul tur mandatul de Belz, Drochea, Vulcănești. Deci am câștigat până la urmă 9 centri raionale, cu unul mai puțin ca Dodon. Adică, și cam Dodonii de la Moscova s-au oprit, zic, stai puțin. L-am făcut și narcobaron și organizatorul Landru, nu mers. Și acum acest dosar despre care a apărut în presă, să vedeți că eu vorbesc că se coace ceva la Moscova, deci merge vorba de fabricare. Vorbesc din vara 2019 la doamna Natalia Murari, dacă nu greșesc, în emisiunea am povestit cum mi-au fost acasă 55 de mascați și în prezența părinților care sunt profesori, tata, mama la perete, tata jos cu Kalashnikov peste el, m-au dus în clădirea unor servicii speciale, mă puneau scriu recepise, că nasă la atac pe Dodon, Partidul Socialist. Am văzut, ați declarat în mai multe emisiuni acest lucru. Da, domnul nu ați semnat nimic. N-am semnat, sigur că n-am semnat. Am zis că eu mor în efort, eu nu pot fi îndoiet. Eu am fost acuzat din 2014 de când am venit. Eram proiectul lui Plahotniuc și apoi la comanda FSB-ului pregătim Donetsk și Lugansk și Antifa. Adică am fost acuzat. Și cum, pur și simplu v-au lăsat să plecați? Semnează aceste documente că nu l-atași pe Igor Dodon? Așa. Ați refuzat? Nu, ei mi-au spus, gata, înseamnă că mergem la Lefortovo, deci la penitenciarul serviciilor rusești. Așa. Zic, hai, mergem. Când să ieșim, clădirea serviciilor, hai, poate te mai gândești 3 zile, cu tot și ești băiat tânăr cu perspectivă și iată, știm că ai nevoie de operație în Germania, ai nevoie de doctor, părinții te așteaptă acasă, mama plânge, mergi să te mai discuți. Dar eu înțelegem că au făcut-o în față părinților, că v-a dat seama, mama mea, ca orice mamă, când am venit acasă, prima și mi-a spus, Renat, acceptă tot ce vor de la tine, pleacă fiorul mamei din politică, lasă-l în pace pe Dodon, pe tăți ca să te distrugă. Ei doar înțelegeau că mama să facă presiune, nu, după tot show-ul care l-au văzut când mi-au scos telefoanele, banii, au călcat în picioare tot ce au putut scalși în casă. Și după asta, ei când s-au trezit, într-o bună dimineață, eu deja eram în avionul Peruta, Moscova, Frankfurt. Era taman Crăciunul în Europa, este 25 decembrie 2018. După asta, când trolii lui Dodon, cu USAT-ul nu poate veni la Moscova, care învinuire în dosarul Zaharchenko, eu am prezentat un document oficial de la Ministerul de Interne a Federației Rusă în iulie 2019, că Renatul USAT n-are niciun statut, nici într-un dosar, n-are, adică n-am statut, nici de bănuit, nici de suspect, nimic. Și ce fac Dodonii? La ora 13:13, pe 6 decembrie 2019, deci acum recent, în de anul nou, ei pornesc aceste dosare pe organizarea unei grupări criminale și pe scoaterea legală a 16 miliarde de dolari. Ești nebuni. Eu vă spun. Haideți să vedem logica. De ce anume aceste învinuiri? Pentru că vă explic eu de ce anume aceste. Uitați-vă, cu Zaharchenko combinația n-a mers. Plahotniuc a încercat omorul lui Gorbunțov. Am fost de organizat, vă aduc aminte, în 2014. Colegul meu, Nicolae Țipovici, a stat în pușcărie, că noi pe Facebook organizam omorul lui Kavkaliuk. Și după asta Kavkaliuk îmbla cu mascații un an de zile. Dacă vă țineți minte, au făcut fake-uri pe Facebook, cu nio chipurile discutam cu Țipovici. Coля, hai să-l ucidim pe Kavkaliuk. Și zici, Țipovici îmi răspunde, săptămâna asta s-a ocupat, hai viitoare. Adică, și cu fake-uri toți copiii pe internet scriu, băi, asta e... Nu-i pagina lui USAT-ul, că era scris că, da, era cu poza mea, dar era făcut cu 2 zile
înainte de a face aceste fake-uri. Știți, de, toți știau paginile mele cu zeci de mii de followers. Deci n-au mers primele două opțiuni. Adică n-au mers, mers cu omorurile. Dar nu pot mai departe. Vă dați seama, Plahotniuc m-a... Cum Plahotniuc? Procurorii lui Plahotniuc m-au invinuit că ar fi organizat tentativă de omor asupra lui Cavcaliuc, șapă Gorbunțov, șapă ăștia cu mafia de autoselebritate de la Bălți, că le spunem eu, Zacataiu v asfalt înainte de primăria Bălți, erau niște excroci care încercau să excrocheze din primărie vreo 15 milioane de lei. Asta, a treilea tentativă de omor, și a patrulea nici nu știu care, e secret. Și eu știți cum, adică după atâtea acuzări, nu puteau să-i mai bagi încă vreo patru tentative de omor, că deja avem să-l întreg pe Cicatilo, adică ca omorul în serie. Și de asta au mers, aha, Usate a avut afaceri cu Califerata Rusă, e bun. Califerata Rusă este o întreprindere care intră în top 3, adică în Federația Rusă. Da, domnule Galbin, ești nebun, ei puteau să-i deseneze un 40 de milioane de dolari, un 10. Deci, cum spui tu 16 miliarde? Eu după așa acuzare, da, cu părere de rău, nu ne înțeleg cei care ne privesc acum din Federația Rusă, dar după așa dosar penal, domnule Galbin, eu nu că câștig alegerile prezidențiale în Republica Moldova, eu le câștig și în Federația Rusă. Că să mă bagi pe mine, să mă facă mai tare ca Hodorkovski cu Iucasul unii, tot globul pământesc, pe dânsul eu acuzat de câteva miliarde de dolari. Și pe mine mă acuză de 16. Adică eu acum ori pot să candidez la femeie să iau postul principal. Deci, Dar despre dumneavoastră nu se vorbește pentru prima dată. Organizații criminale. Super. Legături. De ce se vorbește? De ce? Deci, din 2014, când am venit și m-am implicat în politică, apropo, eu sunt acuzat că ar fi organizat acest landromat cu Plahotniuc și Platon în 2014. Deci uitați-vă. Ca și cum după versiunea anchetei rusă, eu cu Plahotniuc și Platon și încă toți banchirii ăștia care sunt scriși, care am colaborat, domnule Galben, eu nu i-am văzut la față, nu că îi cunosc vizual, am discutat mai rar, banchirii ăștia care sunt scriși că eu cu ei ar fi făcut ceva, nu i-am văzut în viața mea cum nu i-ai văzut singur. Adică, asta e idiotism. Știți în ce se bazează acuzarea? Doi bancheri care stau în pușcărie în Federația Rusă, repet, pe care nu i-am văzut, n-am discutat la telefon, deja sunt condamnați, unul de ei condamnați, și la dânsul a venit Flăcăie înainte de anul nou și a spus, băi băieți, uitați-vă la niște video și le arată video, unii eu fiind în 2015-2016, pe la Morari, pe la Jurnal TV, nu țin minte în care emisiuni, i-am acuzat pe ei cu Plahotniuc împreună, de la Andramat, de furtul miliardului, deci vedeți că Usatăi voi conspirat mai mulți ani în urmă. Acum puteți să vă răfuiți, dați declarații că voi cu dânsul împreună ați făcut. Deci asta e răfuială politică. Nu e răfuială politică, nu e răfuială din partea la criminali ăștia, idioții ăștia, excroci care stau în pușcărie, vă dați seama, ei deja sunt condamnați. Poate este doar răfuială din partea lor. Ce legătură are Igor Dodon? Vreau să înțeleg la modul practic. Domnule, cine și la cine vreau să discută? Domnule Durin, eu am locuit în Federația Rusă. Deci permanent am locuit din 2003 până în 2014. 11 ani, ca orice om de afaceri, ca și în Republica Moldova, iată, întrebați orice om de afaceri, să nu le dau nume, da? Orice om de afaceri, de domeniu mediu, nu vorbesc de Lukoil, Moldova, Petrom sau nu știu care, da? Toți au cunoscut în SIS, în MAI, în procuratură, vecini. Deci eu am locuit toată viața matură a avut loc în Federația Rusă. Vă dați seama că... Dar eu de unde am știut când 3 săptămâni urmă am făcut o adresare acestui major Abraminkov. I-am spus că, tovarăș major, gândește bine și ești să-ți bagi acum în următoarele săptămâni la indicația Dodon și Dodonilor de la Moscova, că pentru asta voi într-o zi să mergeți la pușcărie. Și tăs, domnule major, dă-i cu degetul spre matale, că e un major o inventată. Deci, că eu cunosc toți colonii generale, toate numele care sunt implicate. Dar de unde știați că urmează să vină acest dosar? Aveți surse acolo? Cine? Pentru că se creează impresia, se vorbește de foarte mult timp. Renato Usatăi are legături cu persoane foarte influente în Federația Rusă. Da, și le-am avut și asta public a recunoscut. Și le aveți. Și le-am. Și sunt mulți oameni din servicii speciale, din guvern, care când s-a pornit discuții pe genul ăsta, hai să-l trăsim pe Usatăi,
unii policieni, unii reprezentanți a serviciilor speciale le spun, băi, dar cum să-l acuzăm noi pe dânsul? Când în 2018, când luptam cu Plahotniuc, tot ei au dat o scrisoare oficială la Interpolul din Lyon, că Renato Usatăi, pe parcursul mai multor ani, a colaborat cu poliția din România, Marea Britanie, procurorii ruși, a deconspirat atâtea grupări criminale, atâtea scheme. Și cum să arătăm noi în fața la europeni? Că noi de-am scrim că nu, Usatăi nu a deconspirat pe toată viața, nu a participat în investigații, inclusiv internaționale, dar Usatăi deja e membru grupării criminale. Și vor le spune, băi, azi ne râde și azi ne fugărească într-o zâncă din Interpol, să are în vedere reprezentanții Federației Rusă. Le spune, băi, opriți-vă că dodone приходят и уходят, cum o zice cineva, da? Dar azi, știți cum, și îmi spun, Renat, tu doar știi cum la noi se face. Nu? Cineva la Federația Rusă. Da, tu doar știi cum, zici că, îți dai seama, Dodon este președinte de țară. Dodon iese la tribună în Duma de Stat, toca Rusia, toca Tamojenii Soyuz, мы без вас погибнем. Ну, el doar, cum am zis eu, dacă să fie o olimpiadă la băgat sub masă și de-a face ceva cuiva, Dodon ieși aurul și bronzul și toate medalele. La minciune ați spus, atunci văd că acum v-ați... Nu, acum eu am spus și de minciune și l-a făcut unele proceduri respiratorice cuiva sub masă, la vreun funcționar. Domnule Usatăi, haideți să vorbim. Igor Dodon cu cine discută acolo pentru ca dumneavoastră să fiți... Igor Dodon discută și cu reprezentanții. Eu îi știu pe toți, vă spun. El la nivel de președinte? Vladimir Putin? Nu, anturajul său? Nu, el a discutat asta cu oameni foarte influenți, cu funcții foarte mari, deci asta n-a fost președintele Federației Rusă. Cel puțin poate și au avut discuții despre care eu nu le cunosc. Vă dați seama că nu o să-mi comunici mie reprezentanții Kremlinului discuția lui Putin cu Dodon. Nu pot să cunosc. Poate și ar fi avut loc. Dar mie mi-e destul cei care au avut loc. Când în martie, pe timp de pandemie, ficiorul lui Ceaica, fost procuror general, era cu Dodon la Chișinău și făcea ultimele... adică deja o spun public, acum nu pot să... Nu, că nu suferi sursele care... În martie când? Acum. În martie, acum, Igor Ceaica a fost după ultimele instrucțiuni și coordonări. Că deci aici, în prezentarea unor informații, a fost și implicată SPIA. SPIA în Ministerul de Interne Republicii Moldova. Eu luat niște copilaj acolo, care cu Photoshop, cu scheme, cu... Este un tip de pe timpul lui Cavcaliuc, îi spune Vadim Mânzărari, actual șef adjunct la SPIA. Deci, vă dați seama, SPIA este o structură din cadrul MAI care se ocupă cu, ar trebui să se ocupe cu corupția în Ministerul de Interne. Deci ce au făcut, să înțeleg, SPIA? Deci ei încercau... Au fabricat ceva? Am înțeles că le-au dat niște desene. Deci ce sunt din niște Photoshop-uri, că vă dați seama, ruși aveau nevoie din niște familii moldovnești, din niște numeri, din numeri de companii. Ceva ce țin de dumneavoastră și anturajul meu? Ce țin de dumneavoastră? Mine nu există companii. Domnule, Dorin, ca să înțeleagă toată țara, aici sunt scrisă că eu, spre exemplu, din Mol, din Combank, ar fi semnat tranzacții la nerezident. Ești idios. Eu n-am avut tranzacții nici pe rezidenți, nici pe nerezidenți. Deci să arăte, să scoată chitanțele. Da, chiar n-arătați flăcăi. Ce-a însemnat? Unii am transferat. Vă dați seama că asta doar pleacă în copii. La BNM, la fisc. Deci dacă ar fi existat așa ceva, putem la să arăte. Eu am spus, dacă arată probe, transmit dosarul în Republica Moldova, merg la pușcărie pe viață. Ce prevederi mai sunt aici? Ce învinuiri? Deci că ar fi falsificat unele documente bancare, asta e articolul 193 și 210 crearea unei grupări criminale. În Republica Moldova sau în Federația Rusă? În Federația Rusă. Dar vă dați seama cum scriu un dosar. Renato Usatăi, traduc o parte din rusă, împreună cu Plahotniuc și Platon, la locul necunoscut, la ora necunoscută, cu persoane, nu, la ora necunoscută, loc neidentificat, cu persoane neidentificate, au creat o grupare criminală și au scos. Dar nu, aici, eu dacă dau asta la Costiujeni, pe Dodon mâine vin și îl îmbrac în cămeșă de asta albă, îi pune colanul și îl încarcă în mașină. Domnule Usatăi, haideți să înțelegem de ce Igor Dodon, având puterea pe care o are în prezent în Republica Moldova, are curs la acest scenariu, doar o secundă, la acest scenariu, discuții în Federația Rusă cu Igor Ceaica,
pare totul atât de complicat, de ce nu adică va face acest lucru în Republica Moldova? Atâta timp cât sunteți aici și are cumva posibilitatea să o fac. N-are cum, dar vă spun eu. Eu de ce am aplaudat foarte mult împreună cu mulți ani cetățeni, cu mulți alți cetățeni, ceea ce s-a întâmplat la Procuratura Generală. Dacă era procurorul general cu numele Sultan, ori Sultan, nu mai țin minte. Sultan, da. Da. Era, aveau să-mi o fac în Republica Moldova. Deci, cu Stoianoglu astăzi, Dodon, vă spun eu din toate sursele care le cunosc, nu poate să-i spui lui Stoianoglu, fă asta, închide-l pe șeală, eliberează-l pe celălalt și mai departe. Și plus, vă dați seama, când domnul Stoianoglu a ieșit după numirea în funcție, au făcut la Procuratura Generală o revizie la toate dosarele penale care sunt, au stabilit că 37 de dosare penale sunt politice și din care 7 sunt legate de Renato Usatăi. Deci toate asta care le-am. Deci Igor Dodon nu-l controlează în prezent nu. Pe și slava Domnului, mai avem o lumină, știți cum, ca de la Dumnezeu. Aici chiar e de la Dumnezeu, sigur nu e de la Dodon. Eu nu sunt de acord că îl avem pe Dodon președinte de la Dumnezeu, îi țineți minte expresia celebră. Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională ieri, deci astăzi este ca o lumină. Deci pe lângă Procuratura Generală, conducerea mă refer, da? Eu cred că mai sunt acolo procurori care trebuie strași la răspundere penală sau administrativă pentru ilegalitățile. Dar Curtea Constituțională, cum a procedat ieri, și Dodon stă paralizat, vă dați seama, el în fața la ruș arată ca, cum am zis eu, ca o nireasă de șei de pe Scarăsnaia cu 500 de lei și călgoce rupsă. Adică demiterea lui Țurcan și stabilirea da, în funcție deci, de... Vă dați seama, ce și cu a venit doamna Manole și ce s-a întâmplat la curte. Ajungem la asta. Vreau să înțelegem foarte clar. Domnule Usatăi, da. Deci, Igor Ceaica poate... și Igor Dodon da. S-au întâlnit în luna martie. Corect am înțeles? Acum, anul curent. Da. S-au întâlnit unde? În Chișinău. În Chișinău. Da. Au pus la cale ceea ce se întâmplă zilele astea cu dumneavoastră. Au finalizat punerea la cale. Dar vă dați seama că deja în martie dosarul era. Ei discutau, că vă dați seama, ei încercau din tâi, tot îmi veneau diferite mesaje, să plec sau să stau în bălți și să nu mai deschid gura de politica națională. Ce mesaj națională? Mai concret? Vă spun concret. Deci stau în bălți și să nu mă bag în politica națională, să-i spun, da? Deci, așa. Eu doar, ok, fac ce trebuie să fac ca primar de bălți. Le mulțumesc și bălțenilor și toate echipii care mă susține. Dar vă dați seama cum poate să le placă Usatăi, că nu Usatăi. Nu m-am venit în țară și am făcut. Am scos Crol 2, despre care vorbea tot țara de 2 ani de zile, dar l-a scos Usatăi. Și al de Slusar și al spune eu că nu, trebuie să verificăm dacă e original, dacă nu e fake. S-a confirmat că e original, nu? Și au făcut Usatăi, alaltă ieri vorbim, nu o să-mi spun, nu o să vă repet, dumneavoastră la telespectatori, activitatea de aproape un an de când m-am reîntors, și au fost alaltă ieri. Am prezentat probe, nu informații, dar probe, că sub conducerea doamnei Maia Sandu, contrabanda de țigări a fost blocată, am prezentat documente oficiale, scrisoarea semnată de domnul Isaulenca, directorul SIS-ului, să nu mai dăm licență la companiile din Transnistria, că ei dăunează economia Republicii Moldova, Uniunii Europene, nu știu dacă le-ați văzut. Am văzut. Da. Haideți să le luăm pe rând. Eu vreau să finalizăm aici legătura dar, noastră. Dar, haideți că dacă nu termin. Da, deci să încercăm domnul, cu acest dosar. Nu, stați că... Deci discuția dintre Igor Ceaica și... Ei, haideți să o însări la Maia Lagota. Nu, dați pai să-mi finalizez. Ok, gândul. Haideți, vă rog. Am vrut să spun un lucru să finalizez. Cum astăzi se simte Dodon, chiar acum ar trebui să se explice ceva partenerilor din exterior, că am publicat două copii la documente care au fost eliminate de, eliberate de Agenția Serviciilor Publice, două licențe pentru firme din Transnistria, care au fost înregistrate acum în februarie, două luni în urmă, și care vă spun eu astăzi că în luna martie deja au importat 55 de milioane de țigări. Dodona mă să aibă, ați trebuit să-i dea explicații și domnului Mihalcu, și domnului Hogan. Că dacă de pachete. Nu, de țigări. Dar oricum, unități, dacă, da? Da, de țigări. Dar dacă vorbim, ar fi 50 de camioane de țigări. Cam mai ușor să ne înțeleagă lumea. Despre da, mai simt. Da. Vă dați seama că în Transnistria eu am calculat populația, am văzut datele precedente, că doar în total a fost în 2 ani de zile până a plecat Plahotniuc 550 de milioane de pachete, nu de țigări,
la duty free și 330 de milioane din companii pe lângă duty free. Deci am calculat că orice minor, chiar cei care la maternitate stau în Transnistria, fumează 8 pachete de țigări pe zi. Toate aceste țigări, pe urmă, prin contrabandă, repetă, e scris în note semnate de directorul SIS-ului, actual, Iesaulenko. Unii scrie că aceste țigări prin contrabandă pleacă în Uniunea Europeană. Mai mult, o mare parte din ele în România, în Ucraina, Kirghizia. Am revenit în studio, ne cerem scuze pentru dificultățile tehnice. Continuăm gândul, domnule Usatăi, vorbind despre ceea ce se întâmplă în Parlament, dumneavoastră ziceați. Este o poziție parlamentară care ar trebui să vină cu probele pe care le-ați prezentat dumneavoastră și să le facă publice în Parlament, să ceară socoteală. Publice, adică să le dă întrebări, dar cum, și apropo, în unele rapoarte internaționale, se scrie că a dispărut contrabanda de țigări din octombrie 2019 până în februarie 2020. Și tot din unele rapoarte surse am aflat că băieți în martie, tot globul pământesc e în pandemie, da, în ori fumează, că ies, cred că Dodon fum pe murechi, înțelegi? Dodon trebuie să înțeleagă că amui vând țigări cu filtru, dar oricum a-ți pierde puterea, o să ceară socoteală cetățenii și ați trebuiască deja de la țigări cu filtru care le vinde, la numărul 13 să fumeze doar de ele fără filtru și el trebuie să pregătească de pe acum de acest scenariu, că alte n-as idei, înțelegeți? Și cu opoziția parlamentară nu am văzut ca la ședința de ieri, ar putea un deputat să iei de domnule Chicu, chiar el, dar cum, în bază la ce guvernul? Că Agenția Servicii Publice doar nu este un SRL, da? Faci parte din guvern, da? Oricum. N-am auzit niciunul să dea întrebarea. Și asta, iată, înseamnă moldovinismul politic. Ei, nu, dacă o descoperit usată, cum să se... Fix așa cum Slusar o refuzat să se întâlnească cu mine, când i-am trimis holubul cu raportul Krol, că să nu-i supere pe socialiști, că erau în coaliție, și nu-i supere Igor Nicolaevici, că deși ei vorbesc cu usatăi, și tot așa. Asta este urât. Iată, eu dacă doamna Maia Sandu, cu pasul, sunt oponenții mei politici, da? Dar dacă este adevărat că pe timpul dumnei ei s-a asistat contrabanda de țigări, eu le spun bravo, le-am spus perioada, pot să le spun și mulțumesc, nu o să mă rușinez, adică nu trebuie să amestecăm politica cu securitatea economică, securitatea națională și restul. După aceste declarații, să zicem că nu a reacționat opoziția parlamentară, da, dar organele de drept, ați fost invitat la procuratură să prezentați, probe? Da, păi, documentele care eu le-am prezentat sunt din SIS. Credeți că ei mai au nevoie de documentele care... tot ei le-au eliberat, le-au semnat? Atunci care ar fi logica ca opoziția să vină cu această solicitare? Nu, să-i ceară, să-l cheme directorul SIS-ului în Parlament, să-l cheme pe Dodon, să-l cheme pe Chicu. Băi, băieți, ia-mi explicați-mi vouă nouă, dar cum contrabanda de țigări a fost sistată, cum SIS-ul în octombrie 2019 oficial raportează, doar nu că e notă informativă, e scrisoare oficială pe numele doamnei Maia Sandu, atunci prim-ministru. Doamna Maia Sandu, pentru a opri contrabandă, pentru a asista activitatea mai multor grupări criminale internaționale care dăunează securitatea economică Moldovei, Uniunii Europene, Ucrainei, Belorusiei. N-am înțeles. Cu asta am înțeles. Vreau să ne spuneți despre acele învinuiri din Federația Rusă. Ce urmează pentru dumneavoastră? Procedura de extradare, înțeleg că nu există, da, această opțiune. Dodon, de la început, cu cineva din consultanța lui de Buznar, a discutat scenariul ca să fiu pus sub arest aici la 30 zile și pentru să mă țâie până Dodon nașe divorța lui Lenin. Le-a picat această posibilitate din cauza că procedura nu permite legislația Republicii Moldova. Vă dați seama, asta știți cum, când să iasă Coreea de Nord, așa, ori alt stat,
Spui că, băi, trebuie să-l împușcăm la noi, dar împușca să vă la voi pe teritoriu, că la voi se află, da? Deci nu este o procedură ca în baza unei acuzații din Federația Rusă sau orice alt stat să fiu pus sub învinuire aici. Și de asta, a picat acest proces. Ei acum au rămas doar cu două scenarii. Primul, să fiu răpit sau să dispar de pe fața pământului, că vă dați seama că începând cu flăcăiul lui Dodon, cu țigările, terminând și din servicii din Federația Rusă, doar vă dați seama, cineva a permis să iasă din Federația Rusă 16 miliarde de dolari. Deci este o cifră astronomică pentru orice stat de pe globul pământesc. Adică banii ăștia tot și-au fost să strași, dar vi se impută dumneavoastră acest deci, lucru. Vă dați seama că serviciile Federației Rusă vedeau foarte bine tranzacțiile, companiile implicate, băncile. Deci, nu, vorbim despre bugeturi la regiuni întregi din Federația Rusă. Deci, eu voi spune că cu banii ăștia, eu de azi mă amuzam, vorbim acum cu băieții la partid, dacă eu ar fi avut, haideți să ne imaginăm, că pe nusat i-a trecut 16 miliarde de dolari și ne-a rămas 10%, 1 miliard 600, să admitem, da? Ab, domnule Galben, cu 1,6 miliarde, ce putem eu să fac? Eu putem și să-l iau și pe Dodon în arendă pojizneno. Luăm pe Dodon în contract de arendă 49 de ani și avem strec și aprobarea Ministerului de Economie și achiziții publice. Vă dați seama, merge vorba de niște bani fantastici pentru state bogate. Nu vorbesc de Republica Moldova, că e Germania, că e SUA. Că... Am înțeles lucrul ăsta. Da. Domnule Usatăi, ce faceți dumneavoastră? Rămâneți în Republica Moldova? Sunteți în siguranță aici? Da. Eu am plecat pe timpul lui Plahotniu când am fost acuzat. Iată, Usatăi a fugit, nu știu ce. Atunci eram acuzat că lucram pentru ruși. Am avut dodonii pe toate site-urile cu Usatăi, gata, lucrează pentru români. Românski șpion, am fost doar ruski șpion, o 45 ani în toată mass media. Acum deja sunt românski șpion. După telegram-canalele lui Dodon și site-urile lor și televiziunile. De-am fost de-a cu evreț, știți cum, până acum. Eu am plecat pe timpul lui Plahotniuc, eu dacă rămâneam atunci, pe mine aveau să mă lichideze fizic, eu nu supraviețuam în pușcării mai mult de 2-3 săptămâni. Și aveau să spui că era foială, că nu reglări de conturi. Și aveau... Acum, astăzi, Dodon, el vrea să fie a doilea Plahotniuc, domnule Galben. Uitați-vă, procuratura generală, conducerea, minus. Minus am dire noi la Dodon în buzunar. Curtea Constituțională, a doilea minus. Polițiști azi mulți procurori, securiști, da? Stau să gândiți, băi, în aprilie, anul trecut, în aceeași zi în care suntem astăzi, nici nu a visat. Nu că eu n-am visat, dar nu a visat nici un sectorist. Nu că un ministru, că Plahotniuc a sfugă în iunie, da? Ca să cadă sistemul. Doar pentru toată lumea trebuie să recunoaștem, a fost o surpriză. Am avut polițiștii, procurorii, securiștii, să gândesc, că, băi, dacă a fugit Plahotniuc, dar Usatăi mâini pe mâini vine. Dar eu lui Dodon i-am propus sincer, și lui, și Federația Rusă. Zic, băi, Igor Nicolae, știu sigur că lui Ianucovici e greu. Frumușel, ți-a luat o torbă de cartofi, leac de fasole, vă două perechi de chiloței, vă două, trei maiouri, și te duci la Ianucovici să lucrezi în mangalșic. Adică au avut posibilitatea să o facă de sine testator. Stați o clipă, i-ați propus lui Igor Dodon să meargă în Federația Rusă? I-am propus să meargă, nu că în Federația Rusă. Eu știu că Ianucovici are nevoie, cum să-i spun, nu, asta e o glumă. Mangalșic. E o glumă, nu? Dar noi înșiți pe Facebook. Cum le-a spus și rușilor, iată, ieri toți certau în Parlament, că 2%, într-adevăr, pentru credit comercial este ok, ca procent, ca să știți. Am discutat cu mai multe bănci în Europa, că mă gândeam să pornesc cu afacere, mi s-a spus 2, 2 și 2, 2 și 4, deci procentul. Eu am ieșit într-o emisiune și le-am spus rușilor deschis. Stimați șeful din Federația Rusă, în loc de 2% pe an, Republica Moldova este gata să vă dă 3%. Nu mă luați-l pe Dodon, că ăsta sfuri, vă 70 de milioane din astea 200, care tot noi trebuie să le întoarcem. Mai ieftin cu asta să le dăm lor pe Dodon și să achităm 3% pe anul. Haideți să ne axăm pe Dodon. Acest împrumut din Federația Rusă, dumneavoastră cum vedeți? Faptul că cei de la Curtea Constituțională, ați văzut, au suspendat acordul privind împrumutul din Federația Rusă. Da. Cât de așteptat? Ați avut surse care v-au informat despre acest lucru? Da, sigur. Deci, când știați? Dodon, a?
De când știați? Știam ce, am cu dat. Că Curtea Constituțională urmează să ia. Nu, asta n-a știut. Deci Dodon a fost în panic, voi spun eu, alaltă ieri seara, că SIS-ul i-a raportat lui că se pregătește, vă dați seama asta SIS-ul nostru, cel democratic să-l numim, l-a informat pe Dodon că marți, deci marți acum care va fi, se pregătește tentativă de lovitură de stat la Curtea Constituțională. Deci Dodon știa că Țurcan va fi demis, dar s-a întâmplat nu marți, dar s-a întâmplat mult mai repede, cum am văzut noi ieri. Și Dodon a rămas cu buza înflată. Ok, să zicem că domnul Țurcan a fost înlăturat de la, pentru că până la urmă Igor Dodon se face vinovat și își asumă responsabilitatea, sau ar trebui cel puțin, Dodon... pentru că el a vorbit că a discutat cu domnul Țurcanu și dumnealui a zis că cine și cum a votat. Dar faptul că cei de la Curtea Constituțională au suspendat acordul de împrumut. Ce, cum vedeți dumneavoastră? Deci Curtea Constituțională este independentă la etapa actuală? Eu consider că da. Deci că altfel dacă nu era independentă, n-avea să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Și deja este a doilea semnal pentru societatea, tot cetățenii din Moldova, că noi am mai avut doar o situație cu Curtea Constituțională, acum recent... Dar ce am avut noi o săptămână? Curtea s-a pronunțat anti-Dodon, să-i spunem. Și ei ține de că Dodon vroie să organizeze. Deci când guvernul și-a asumat... Asumarea de răspundere a guvernului. Da, de asta astăzi e Curtea și astăzi e problemă la Igor Nicolae. Dar dumneavoastră ați spus că aceste 2% care erau prevăzute în acest acord este ceva normal. De ce credeți că este o decizie bună în contextul în care Republica Moldova are nevoie? Am spus că este un procent normal pentru un credit comercial. Când vorbim despre un agent economic, da? Deci că să iei un credit. Iată, eu am discutat cu o bancă din Republica Moldova în funcție de primar de balți înainte de Crăciun. Și mi s-a spus că domnule Usatăi 10-20 de milioane de euro, deci pentru Bălță. Noi nu putem da mai jos procentul de 3. Că suntem bănci în Republica Moldova, nu suntem în Europa, și nu știu ce, nu știu cum. Deci pentru credit interstatal, să-i spunem, da? Deci procentul e mare. Că toate care sunt în lume, 0,75, 1%, 1,2, deci procentul este mare. Dar doar procentul este problema. Ați văzut ce alte prevederi care au stipulate? Am văzut și alte prevederi. Ce înseamnă creditul ăsta? Dodon înțelege că noi deja stăm toți cu ochii pe el și n-a spus, poate el da, ca pe timpul lui Plahotniuc, tu și on și pomeni. Acum, drept că la Hâncești l-au lăsat să dea baloane de gaz pentru tot raionul Hâncești, roșă ca și Dodon la față, s-a uitat și balonul ăla înseamnă la cu Dodon, dacă îl mai îmbrobuț. Și, deci oricum s-a admis corupere, da? Am văzut ziarul de gardă, deci mai multe portale de știri au dat că Dodon, cum Dodon, socialiștii împărțeau baloane. Și acum el înțelege că el doar poate cumpăra masiv voturile ca să-i apară măcar o speranță cât de mică de a câștiga alegerile. Și v-a dat seama. Totuși este principalul favorit, domnule Usat. Nu, stați puțin. La etapa actuală. După sondajele care le vă pune, practic toți sociologii din țară. Chiar sondajul care ați vorbit noastră în cadrul unei emisiuni recente la Jurnal TV, tot îl arată favorit pe Igor Dodon și destul de detașat. Da, 31. De la 51 e bun. A moși dacă Dodon ați mai șibă vă 2 săptămâni virusolog principal în țară, ați fi 20. Așa, vreau să mergem mai departe. Deci Igor Dodon a declarat sau s-a adresat la Curtea Constituțională, cumva indirect, și a spus că dacă nu ne împrumutăm de la ruși, înseamnă că dacă nu ne împrumutăm de la ruși, nu vor fi salarii nemijlocite. Nu vor fi pensii în luna mai. Da, nu vor fi pensii și salarii în luna mai. Uh-huh. Dacă vă sună cineva foarte important... Nu, mă gândim, am luat acest telefon, că mă gândim că de obicei telefonul ăsta sună când Dodon mai face vreo prostie, telefonul ăsta sună, știți cum? Și ce prostie a făcut acum? Până în discuții prostie, o lăsăm pe... Nu este nimic important? La momentul. Așa, am înțeles. Deci nu vor fi bani pentru salarii și pensii? Ei, la dânsă e altă panică. Nu își ține de salarii și pensii, doar se acordă ajutor din partea Uniunii Europene.
Ништи банди развидим партия фемиулы. Ладно, я алт проблем. Ну, кну с фибанди пенсик. Пенсии там она следы к бани евро пенюлор. Дар дин кредит русеск, шти ся шти апти горду дон. Се вин гагаузя, так. Гагауж вам юбит это вяса майтари дикат пи Эрдоган. Вадау, 5 миллионов еще пес конструкция ла уузина. Ладон душень комплекс девити бовини. Жду дон, ну, тресал конструяскан компании. Ел требу ку 800 дими сей фак фундаменту. К пюрма стей морт, acest proiect, ca și multe altele care au fost pe timpuri, da? Asta e altă nevoie. Deci el are nevoie de pomeni oficiale. Vă dați seama ce schemă frumoasă. Cum să-l acuz tu pe Dodon, care e președinte de țară, are guvernul, da, e guvernul de contrabandești de niște... Tehnocrat. Eu foarte mult aștept că într-o zi domnul Chiucu, că am avut cu dumnealui o comunicare, era prim-ministru, adică ca între primar și prim-ministru. Și este. Până Dodon nu l-a impus mă șteargă din grupa președinților de raioane, primarilor, vă dați seama? Și aberații, deci... Așa, detalii, vă rog. Deci era creat un grup. Și ei sunt de lupta cu coronavirusul, măsuri, discuții, propuneri. Eu cu Chicu mă sunam la telefon cu dânsul, cu domnul Furtună, cu toți oficialii care sunt implicați. Ieșeam... Am discutat mai multe propuneri, le-am sugerat, am dat idei. Deci era o comunicare, eu doar am ieșit de mai multe ori și am declarat ce ține de coronavirus, că e Maia Sandu, Andrei Anastas, nu trebuie să cătăm, mă, care cui îi place și de ce îi place sau nu îi place. Am spus că în această comisie pentru situații excepționale să fie incluși reprezentanții de la toate partidele care astăzi reprezintă primarii, ca să evităm orice fel de critic. Vă dați seama și masă rotundă calitativă ar fi fost astăzi dacă erau socialiști, PD, repet, PD, PD-ul care eu l-ar interzis, dacă eram eu în locul lui Dodon, PD-ul avea să fie interzis ca partid de mult. Și jumătate aveau să vorbească pe Skype. Tot și bine să avem democrație. Iar democrație. Deci, faptul că el... Ce s-a întâmplat cu acel grup? Ați fost eliminat? Da, am fost eliminat din acest grup. După ce am publicat... au ieșit Chicu într-o seară, dar lui textele le scrie Dodon. Adică cum Dodon? Dodonii. Ăștia din Aldi Cristal, Gandrabur, toate... Ok, dacă nu există, de unde cunoașteți acest lucru? Deci textele pe care le prezintă sau le citește public prim-ministru Ion Chicu sunt din echipa lui Igor Dodon. Din echipa lui Dodon, da. Așa, ce acum e separat, acum dacă vedeți, e de multe ori, se încurcă în declarații, deci declară lucruri absolut diferite, ați observat, da? Care se bat uneori cap în cap. Așa, dar știți de ce? Că ei iau separat. Și nu prea au comunicare, că ei doar îi țin ascunși, ei doar nu stau la președinții, ori la guvern, în birourile lângă președinte sau lângă prim-ministru. Deci asta stau ascuns ca niște guzganași în oficii private. Eu în timpul apropiat să mă ocup de acești flăcăi. După fake news ăsta că 1.500.000... apropo, doar au scris toate telegram canale sâmbătă înainte de Paști, că 1.500.000 de euro au venit din România pentru USAT-i și alții din opoziție pentru să organizăm revoluție. Au băgat peste tot. Da, toți după ce au procedat atât de nerușinat în Sâmbăta Mare, eu m-am trimis șoferul, am ieșit într-o lav, le-am arătat că mai este consilierul ăsta lui, mare vedet al lui Dodon, el e unic oficial. Ernest Vardanean. Așa. Și ăsta a ieșit. Am auzit declarațiile. De ce ați fost eliminat din grup? De ce am fost eliminat? De atât Dodon, nu vă dați seama. Și propune USAT-ii, da, concret, ca primar. Băi, am găsit un dezinfectant în România, beton. Costă doar 4 sau 5.000 de lei tona și această tonă se dizolvă în apă și dintr-o tonă se fac 10, da, pentru a prelucra curțile, blocurile, așa mai departe. Cu ea să-i placă, cu USAT-ii propune dezinfectante mai ieftine. Cum poate să le placă când a ieșit eu la Chicu cu aceste ecrane despre care discut toată țara, da? Un eu la calculator că le-am demonstrat câți bani se bagă prin buzunare din aceste scheme. Nu că așa am spus-o. Le-am arătat prețul în China, 70 de cenți, plus 6% vama, plus 40% maximum ce poate adăuga agentul economic care importează, și spunește mai puțin de 30 de lei. Asta dacă încă guvernul a achitat charterul.
Și la noi 50 de lei. N-ați văzut că n-am propus avionul gratis pentru guvern. Să aducem tot ce avem nevoie pentru spitale. Gratis plătit de dumneavoastră. Da, gratis pentru spitale, pentru cetățeni. Da, eu la Chitam Charter-ul am convenit cu compania Tarom din România. Ei au un Boeing care din avion, din pasageri, l-au făcut cargo. Și mi-a dat prețul de 210.000 de euro pentru 100 de cuburi de marfă. Uh-huh. Mi-au spus, domnul Sate, avem nevoie de 39 de ore. Cu decolarea din București, aterizarea în Beijing sau orice alt oraș din China, nu contează. Echipajul trebuie să doarmă 8 ore, 4 ore pentru un car. Deci 39 de ore aveau nevoie compania aeriană din România ca să zboare și să aducă marfa. Și iese domnul Chicuș declară, o dispărut 200.000 de ecrane. Ați văzut postarea dumneavoastră? Da, și a spus că dați să le aduceți. Așa, dar de ce au dispărut? Chicu tare frumos. Acest politician de un euro, dacă nu aduce în 5 zile aceste 200... Chicu, nu mă fă idiot, că idiot e dodon, nu sunt eu. Domnule, stați, Sermin. Eu am propus, nu să aduc, eu n-am posibilitate. Deci dacă aveam eu un milion liber, 1.500.000 de euro pentru a acum procura marfa în China, o făceam eu fără dânsă. Eu le-am spus din banii de la Rolls-Royce, eu pot achita 210.000 avionul. Deci eu n-avem capitalul pentru... Deci urma să vă vindeți mașina? Nu urma, eu deja am găsit bani. Eu am primit avansa și am vorbit cu cineva să-mi împrumute. Că eu doar dacă vorbesc, fac. Iesă dodon cu așa... Nu ca om nerușinat la domnul Gonța în emisiune și a-l ascultat pe acest actor, acest individ, acest balabol, acest nu știu ce. Usat n-a vrut nimic, a vrut doar PR. Vă dați seama nerușinos. A două zi eu ies și arăt, domnule Dorin, copiile la scrisorile oficiale trimise către domnul Furtună, achiziție MD, guvernul, deci și le arăt și încă domnul Furtună îmi răspunde de la SP. Vă mulțumesc, recepționat, unde am scris clar, eu, Renato Usate, din partea fundației, vă organizez rute charter gratis pentru aducere, respiratoare, ecrane. Și ei spun mulțumesc pentru informație. Explicați-mi dumneavoastră, imaginați-vă că sunteți om de afaceri care importă medicamente. Ce rău v-a propus Usate, că v-a spus, scoateți din tariful pentru spitale transportarea, ca chit eu. Nu, am înțeles, până deci, la urmă nu am economici, această dacă formă. Nu erau speriați, ar trebui să fie rând la mine. Vă dați seama, care ați refuză pe gratis să-i aduci din China cu avionul marfă? Dumneavoastră ați declarat că se pune la cale organizarea unui grup de oameni din regiunea transnistreană să vină să vă ia, să vă ducă în Transnistria. Ei, să nu vă e organizarea unor... Să vină îmbrăcați în echipament de polițiști din Republica Moldova. Nu, asta a fost ideea, eu le-am stricat combinația, că am văzut cu nouă deja nu mai pot controla. Dar a cui a fost ideea? Pentru că este o idee totalmente... Da, vreau să vă aduc aminte ceva. Acum, recent, 2 ani, l-a răpit cineva din Transnistria pe fostul ministru de interne, Kuzmiciov. Vă țineți minte, a fost în mass media moldovenească și a făcut poliția moldovenească. Ei n-au văzut nimic. Doar nu poate azi fi implicat Voicu, doar nu... Eu vă spun că astăzi chiar le mulțumesc. Nici un ofițer, eu sunt sigur, din Republica Moldova, din MAI, din alt servicii, să-i spui chiar dodon, băi, Usate trebuie răpit și dus în Tiraspol, nici unul n-a să accepte. Eu sunt sigur. Dar de unde ți-a auzit această informație, vreau să înțeleg. Vă repet încă o dată, am locuit în Moscova 12 ani, doar Dodon coordonează absolut tot cu Moscova. Și Moscova cu regiunea transnistreană. Dacă Dodon acum are un conflict, ei puțin s-au împăcat pe baza la țigările, la licențele astea care le-au dat în februarie. Ei cine? Dodon cu Transnistria. Doar dacă vă aduceți aminte, erau acuzări reciproce între Krasnoselski, Dodon, Deci acest fapt că ați vorbit despre asta, acest plan da. Nu va mai fi. Acum ei poate să mă răpească prin orice altă metodă. În Tiraspol sau varianta 2, care s-a discutat la ședința de alaltări la Moscova, la 22.00 seara, vă dați seama, pe timp de pandemie, coronavirus, Moscova închisă. Așa, ce s-a discutat? Ca să mă condamne în absența mea, să mă condamne, nu să mă acuză, să mă condamne. Cum mă dă sunul rusă? Впаяя мусатому 15 лет, передадим решение суда в Молдову. Deci transmită sentința din Federația Rusă, către Republica Moldova, către executare. Dar știți, ei nu au nevoie de mine în pușcărie. Ei au nevoie de mine să fiu ori la cimitir, sau, cea mai important propoziție care ar trebui să fie scrisă în această sentință,
fără posibilitatea de a ocupa funcții de stat și mai departe. Că nu mai pot fi nici candidat la primar, nu că candidat. Dar nu vă este frică, pentru că cei care au ajuns în regiunea transnistreană, iată, prin aceste metode pe care spuneți, n-au finalizat foarte bine. Știți cum? N-au frică numai proști. Deci eu acum tot ce ține de securitate, mă pregătesc și eu de diferite scenarii. Ați venit cu pază aici. Nu, eu cu pază din cauza lui Dodon Plahotniuc, eu nu găsesc niciun video pe internet ca să merg în mult, adică printre oameni cu pază, da? Eu nu accept așa ceva. Eu n-am frică doar de oameni simpli, de cetățeni. Câți de oameni aveți în pază și de ce? Chestia asta nu trebuie discutată. Dar de ce aveți pază? Din cauza la provocări despre care am discutat. Vă dați seama cum mă simțeam eu când am publicat în 2016 pe Facebook, când deja Plahotniucii lui, prin Procuratura Generală, pe timpurile alea lui Plahotniuc, procurării, aveau și planul casei mele. Cum stau odele, cum stă paza. Deci, de asta acum sunteți 24 în 24 cu paza. Nu. Sunt da, informații de securitate, am important înțeles. Altceva. Acum, eu vă spun că eu deja am declarat. Dodon scoate tot țara la lucru. Deși, repet, Dodon tot, poate cineva spune, băi, deși, păi, noi nu avem azi Chicu, noi nu mai avem azi Pașa Filip. Pașa Filip azi, nu, Dodon, eu făcut propunere, doar am discutat despre asta, că Pașa Filip se întoarcă casa presiei, ca oricum ulterior să fie preluată de oamenii de afaceri de pe lângă Dodon, adică ca să fie scos de sub urmărire penală. Deci vă dați seama că astăzi e Dodon. El vrea de unde aveți această informație? Ei, de unde? Dar cum dacă eu înșit am declarat și după asta ies Dodon peste vreo două săptămâni, că iată, el a făcut, că a discutat cu Filip și nu știu. Filip, el e prost apașă. Vă dați seama, adică... Faptul că aveți atât de multe declarații împotriva președintelui Igor Dodon, asta înseamnă că dumneavoastră veți candida și vreți în acest fel la funcție de președinte? Da, pentru care este pericolul Dorin, până la urmă pentru Igor Dodon? Eu mi-am cerut scuză în fața cetățenilor și pot să o fac încă o dată pentru faptul că l-am susținut pe Dodon în turul 2 la prezidențiale în 2016. Dar eu l-am criticat pe Dodon. Eu nu l-am penit pe dânsul și n-am, cât eram împreună la proteste cu Andrei Năstase și cu Dodon, doar în perioada aia nu-l... Adică, dar în toate... De ce l-ați susținut? Ați avut ordin din Federația Rusă? Nu era ordin. Deci, în primul rând, doamna Maia Sandu atunci cu noi nici nu discuta. Da, dar asta nu este motiv să susțineți pe Igor Dodon, spre exemplu. Nu, haideți, nu-i motiv. Dar Maia, dacă e permanent, e miroasă, adică luăm ruschi lesuri și să facă dânsa. Maia, lasă-i pui un respirator și să meargă pe doamna Maia Sandu a declarat că dumneavoastră sunteți populist. Acțiunile pe care le faceți în raport cu cei din diaspora și faptul că n-ați reușit să aduceți oamenii. Au stat în aeroport acolo mai mult de 24 de ore. În aeroport au stat, aici Maia Sandu, uite atent pe internet, că oricum, decât e ocupată de Facebook, alte ocupații n-are, fiind în autoizolare. Doamna Maia Sandu, să priască atent, au stat în aeroport mai mult de 24 de ore. Cei sânii de rută care au organizat eu, am mărit tot ca ceasul. Deja Dodonii, deci agenții economici, la care li s-a dat, li s-au vândut aceste rute, care vindeau cu 100 de euro mai mult, ei au ținut oamenii mai mult de 24 de ore și în Paris, și în Praga. Să nu mă confunde, doamna Maia Sandu, ruta mea, cu... Dar faptul că ați organizat rută pentru moldovenii din diaspora, cum ar trebui să-l perceapă cetățenii? Deci este un act al cetățeanului Renato Usati sau este totuși până la urmă un act politic pentru a obține dividende politice? Domnule, Maia Sandu, e teoretic. Eu dar am spus, eu ostimez pe dumnei că este o femeie cinstită. Deci, o doamnă cinstită mă refer că n-a fost implicată în combinație de corupție, de promovări agentului la vreun agent economic. Și trebuie asta să recunoaștem. Dacă să am informația, să o fac publică. Dar care sunt reținerile în raport cu doamna Maia Sandu? Vă spun eu. Doamna Maia Sandu este teoretic, nu este practic. Deci eu, deși m-am organizat foarte rapid, eu foarte mulți ani am zburat cu avioane private. Deci cunosc procedura de organizare, de achitare, obținerea permisiunilor de tranzit asupra la mai multe state. Deci asta eu o fac în 3 ore. Spre exemplu, dacă nu era comisia lui Chicu, excepțională, da? Orice rută să o organizez, e 3 ore. Cu toate permisiunile din România, Germania, Franța, aterizare, deculare. La noi ești, e complicat, e greu. Și problema care era? Că nu pot, ca să organizez un charter, să-l închiriez, cum ar fi compania Air Moldova,
Ей потім не за контракт, варко персона фізика, варко персона юридика. Їй, ну, потім на доу суті, доу зайді контракт, яку фікарі чи Татян, каріарі локон на віон. Анцележіс, да? Ще плюс проблема діаспорі кар'єра. Требує я чи не вас акіті ачест авіон, кфера акітарі ар Молдова, ну, порнеште авіону дін кішнов з припаріс, кас я дук. Шо ли нас пус боєц? Хайді з вазі маже. Є уакіт, мадук гасеск, планіш скімбур валутарі, гасеск є уачесті, яра ворба дівропад за шапті дімі до усуті ді євро, ще ва дзі нас, да? Є уачеш бань, акіт є у авіону, є збари дупавой, пюрми вой вініц, ще даст бані сантуарщим датурія. Ши йо ти дям фоз дімі рад, кума прочеда діаспора, кому сам спуню, бері на ще фай жіматайте з фугді на авіон наса да і бані. Адіка, я рад, я дурну коноштям персональний каре вор збурава, да, сама, к свій вечінь, приєдні. Дар я фост респонсабіл. Да, є, ну, каре, дуа респонсабіл. Йо ма мандрит прима дати де факту уклануй, ка молдовені з батів жоку не дялся, пісті хватарі. Ще ще вазу, то шам федерація, рушен стадлі европені. Дар аїч вода сама, я рав мультиперсуальний каре, ну, птяв, ну, авіав ні чумбан, са шакіті рентуар чи ренцара. Ши лакыц валя макитат еу да пестру ресу, вода сама дясу. Дом сату, да ну арункам кычинхи урункош, кас макитым шпентру боец ешта каринау баньку си сажунга каса. Дечи ем мам индрес, ка еу проче, да, са орган... Вреау са ревин ла че азис доамна Майя Санду. Азис ка ши я, ши коледжи са дин партид. По факуто па секрету. Da, ați văzut aceste declarații. Au făcut și o fac în continuare, dar dumneavoastră foarte public și așa demonstrativ, spuneți că ajutați. Da, și din cauza la asta ambasadele nu mai discutau cu mine. Așa. Doamne, nu are dreptate în acest sens? Da, sigur că n-are. Vă spun încă o dată. Dumnezeu ei este teoretic. Deci eu am declarat de mai multe ori, Dumnezeu poate s-a supărat. Dar eu nu am, n-am vrut cumva să o supăr când am spus că doamna Maia Sandu ar fi un primar bun pentru orice capitală europeană. Doar nu i-am spus pleci storuși la colhoz la păzit harboși. Dacă Dodoni și acolo nu-l putem fune, ca să fure a două zi vă trei harboși și rămâne dealul fără harboși. Pe urmă, Dodon a zis și spui că nu a crescut nici. Aici erau numai trei harboși la 100 de hectare. Deci a avut o experiență bogată ce ține de activitatea profesională în Statele Unite și tot așa. Dar și ține de practică. Vă dați seama, dacă Maia Sandu a venit, și pe lângă dumneavoastră mai era un teoretic, botanici, cum eu le spun, botanic în limba rusă, care au venit la putere, voi, ce să facem? Andrei Năstase a alergat prin aeroport, pe urmă s-a luat crucea în spate și s-a pierdut în general. Când eu, dacă vinem atunci, eu le spune, băi, comisar la Fălești, nu că la Chișinău. Vă dați seama, Năstase a plecat și din postul de ministru, și asta e grav. Și el așa nu a mai aflat că poliția fără procurori. Țineți minte, tăi că ta un procuror cinstit, să n-aibă frică să pornească vreun dosar plăcut. Domnule Dorin, Ministerul din Interne sunt articole, cum ar fi excrocherii, crearea unei grupări criminale, създania organizația ban formirovania, nu știu cum. Deci sunt o mulțime de articole pe care poliția putea să pornească dosare, aici s-aș o plecat, de mai ești nici nu știut, cu putut să pornească unele dosare. Să spune căcat procuror. Ia ca o cătat, adică... Procurorul general este o figură atunci importantă. Atunci nu era procurorul general, domnul Stoianoglu. Vorbesc despre faptul înțeles. În general, că doamna Maia Sandu de multe ori vorbește. Dumneavoastră, sunteți acum dispus să discutați cu dreapta pentru o eventuală coaliție, pentru identificarea unui candidat pe acest segment sigur, pentru prezidențiale? Sigur, eu am spus că când mai mulți m-au provocat, cusate, tu poate vrei să candidezi. Păi, dar în viziunea mea este evident că dumneavoastră aveți această ambiție. Cel puțin la etapa actuală. Nu că această ambiție, cum să spun? Am declarat-o. Eu înțeleg că dumneavoastră, fiind jurnalist și prin acest studio și prin toată activitatea care ați avut-o ca jurnalist, ați văzut majoritatea care au fost putane politice. Dar ia că eu nu sunt putană politică, domnule Dorin. Deci eu nu pot să vin la dumneavoastră cum toți pe care i-ați întrebat, trebuie să decidă Consiliul Național a Partidului. Dar ați spus că trebuie să decidă cetățenii. Bravo! Dar păi asta dumneavoastră ați vedeți online. Eu nu fac întâlniri ca Dodon, să mă încui într-un teatru, într-o casă de cultură. La mine toate întâlnirile cu cetățenii sunt online. Pe stadion, în piață. Deci eu să merg prin țară și nu cum să vii trei băboți să-ți bată din palme și... Pe timp de pandemie nu vă recomand acest lucru, dar online e practic. Pe timp de pandemie. Nu, deci, s-ar putea să fie prea târziu, domnule Usat. Da, ascultați-mă. Dacă în toamnă vă decideți. Pe mine mult mă interesează un lucru. Să eliberăm sistemul de tot ce ține de Dodon și de ce și ne-a rămas nouă ca moștenire din partea lui Plahotniuc. Vă explic încă o dată. Dodon este mai periculos ca Plahotniuc,
Плакотнюкера, май путерник, май дур, май перекулос, да, дикая кавя, келер, спортиве, полицейш, де бузнар, прокурор, дичь, авя, дися конструитун систем, яка плакотнюка, пропо, сцене ди, май мус полицейш мяу спус, тярдин Република Молдова, шо ну дуар, ка плакотнюк есть чел май бун, crearea unei grupări criminale, unii între ședeului, mă refer partidul, da, procurori, polițiști, juriști, notari, toți cei care au participat la scheme, la dilapidări, persecutări politice. Dar Igor Dodon la ce este mai periculos? Dodon, cum să spun, nu știu cum să spun, deci în limba rusă podlăi. Deci Plahotniuc, el tășea, știți cum stătea ca o balenă, toți nu prea cunoșteau mișcările, nu înțelegeau la ce să... Dar oricum stătea ca o balenă care la un moment dat stătea cu dură, gura deschisă, înotau pe acolo dodonei, nedodonei și când trebuie închidea, cum se spune, zăcrăva la rot. Închide gura. Da, închide gura. Dodon, aici, deși când l-a numit prima dată curcan și tot s-a amuzat în țară, eu nu l-am numit, cineva l-a numit erhienă, un om de afaceri, la un restaurant care... Da, am văzut. Dumneavoastră a spus că Igor Dodon este mincinos. Trei minciuni care le-a spus Igor Dodon și care nu sunteți de acord. Curcanul e periculos, deși... Că curcanul și... Ia că când mergi pe drum, un câine... Latură, te mușcă, da? Un tigru sare peste tine. Ursul te face praf. Dar curcanul, el merge de urmă. Răs te-o șchet. Și el poate să șchească și un... o bucată de ciorap și o bucată de piele, că e curcan, înțelegeți? Mai degrabă se înfoaie și nu face nimic. Nu. Asta e în majoritatea cazului, când codoșește el, asta el e la tribun. Ia că când îl vedeți, păi dacă puneți la o fermă de curcan un curcanaș pe nostru, șlaculare sunt. Care este obiectivul noastră, politic, domnule? Obiectivul politic, trebuie să scăpăm astăzi țara de dodoni, când vorbesc dodoni încă o dată, de sistemul lor, de ce și ne-a rămas capul moștenirii de la Plahotniuc. Noi să-l dăm jos, el așteaptă alegeri. Nu. Dodonul se plece mult mai rapid. Noi să facem absolut legal. El deja ieri a ieșit la televizor cu Sate, cu Năstasă, cheamă oamenii la proteste. Pregătesc destabilizări. Vă țineți minte, a fost publica cu destabilizări 4 ani de zile. Apropo, să știți, publica și Prime-ul finanțează de 3 săptămâni jumate Dodon. Așa, ca să fie clar. Media holdingul lui Plahotniuc de 3 săptămâni jumate este finanțat doar de Igor Dodon. Așa, ca o mică... Publica TV, Prime TV, Media holding, mai sunt acolo. Și celelalte, da? Da. Deci asta se finanțează doar Dodon. De unde știți această informație? Hai, Doamne. Pentru că... Am găsit eu crul, dar dumneavoastră m-a întrebat, Dodon doar mai ales când bie două păhări prin baie după păi asta... Păi din ce bani, nu... domnule Usate? Pentru că este un... Hai, din ce bani? Da... Parcă am vorbit de țigări, de schimburi, cum de ce bani. A, îl ajută părința. Păi stați o clipă, acest holding aparținea lui Vlad Plahotniuc. Așa. Există o înțelegere între Igor Dodon și Vlad Plahotniuc? Care este formula? Nu știu, poate holdingul mare de foame. Eu nu pot astăzi. Dacă aveam vreo confirmare că astăzi ceva fac împreună, aveam să spun. Nu, eu n-am vreo probă care ar demonstra că ei astăzi discută. Mă refer Dodon cu Plahotniuc. Dar faptul că Cristal, care deja lucrează, Oleg Cristal, în staful lui Dodon, își vine, schimbă titlurile la publică, tac, Rebdefă, desenați un sondaj și breaking news, socialiști în top, din partea lui USAT, nici un deputat nu trece în Parlament. M-a pus cu Mișa Ghimpu ultimul, știi cum, parcă ne-a pus la spalat visela după așa și la clas, că stau eu cu Ghimpu ultimul loc, eu ați le dau lor sondaje și tot. Domnule USAT, care este, ce ar trebui să se întâmple ca dumneavoastră să renunțați la aceste ambiții politice? Să ne iei viață, adică... Adică faptul că există acest dosar în Federația Rusă, sau mai multe dosare, învinuiri, așa. Și faptul că, ziceți, Igor Dodon are anumite eu înțelegeri... Eu pot să plec din politică, știți cum? Ia nu haideți într-o dată să facem o testare. Luăm trotuarul de pe Ștefan cel Mare și luăm în fiecare oraș. Bălți, Chișinău, orice oraș care îl alegeți dumneavoastră. Și fără bodyguard, pe partea trotuarului merg eu, și pe altul Igor Dodon. Atâta Dumnezeu își scupeală cât a să aibă Dodon, n-ați văzut nici într-un... Domnule Sate, așa se întâmplă cu cei care sunt la putere, bun, în momentul în care vin ceilalți la putere, se întâmplă cu ei același lucru. Bravo! Iată am a doilea mandat de primar la Bălți.
Берзі центру зекумініла. Бо центрем імпіаця чатрали. Уорші блока. Інклюсів акулу не нуам посібілітаті. Астас. Шибані Суфіченська сріпар. Туаті друму Орлімбовські. Удор, дак нам фурат кащенява мільярду. Папа, ну сам на адіка ще смадук сфурш йо. Он мільярд. Касфак друму Орлімбовськ. Кума фукута. Ну, де аста мержім лабелс. Уни лабелс. Нам фост реанін цара. Домлі гавдан. Аз вазот. A ieșit de ziua, de ziua independenței, erau 10.000 de oameni buni. Oare plec la pensie din politică? Sau dacă vreți să candidez, încă o dată aprindeți lumina la telefon. Iar atât aprind. Sunt foarte multe probleme și în Bălți, domnule Usată. Bun. Și cu siguranță sunt și în Chișinău și în Republica Moldova. Okay. Haideți să înțelegem la modul practic. Da. Când ați vorbit de câteva ori în diferite emisiuni TV că veți fi reținut? Urmează să fiți reținut sau că aveți aceste informații. Nu, aici situația se întâmplă. Deja s-a calmat? Ei, s-a calmat. Parcă sunteți copil mitil. Eu vă explic că ei pregătesc niște mizerii mai mari, nu au existat. Reținerea? Sau totuși în regiunea Transnistriană? Haideți, v-am explicat de trei ori, tot de-am înțeles. Haideți să mergem mai departe. Doar o secundă. Da. Și vorbind despre... Încă nu ați decis dacă candidați la funcția de președinte al Republicii. Iar n-am decis. Eu v-am spus de 100 de ori. Cetățenii vor decide. Așa. Când am putea avea acest Dar cum eu astăzi să adun oamenii prin raioane, la întâlniri mari? Rețelele de socializare. Online-ul este acum foarte okay. practic. Asta, Doamne ferește, dacă nu ieșim noi din această pandemie, că nu pandemia lui Dodon, pandemia mondială mă refer, pandemia lui Dodon, el deja a pregătit ordinul și am spus asta o lună urmă și el acum a confirmat recent că să nu se adune mai mult de 50 de oameni până în toamnă, ca să mai fie mai multe valori de coronavirus. El e virusolog. Vă dați seama, drept eu spus, era un om de afaceri. Păi și cu tine mai Dodon? Nu speria lumea, nu. De unde tu, Dodon, știi? Câte valori de coronavirus ați și bă? Știți cum, adică tu ești la dânsul? Dodon ați ca președinte de țară, trebuie știi cât pur și eu fătat scroafa la Condriță, adică asta, dar să iasă el. Care ar fi soluția în viziunea noastră, în raport cu această pandemie care se întâmplă? Noi o să ieșim. Eu deja am făcut o întrebare deschisă la cetățeni, zic, băi, haideți să scăpăm de toate mizeriile astea politice, criminale care sunt. După asta oamenii se decidă. M-a întrebat cineva și dumneavoastră, sunteți gata să discutați un candidat comun? Sigur că da. Deci eu nu merg, eu nu... Andrei Năstase, sculc țara și el gata. Sunt chipul de am ca să îmbli pește un an în halatul lui Dodon cu denumirea prezident. Știți cum adică? Când îi văd așa obsedat. Maia nu trebuie. Eu nu m-a ascultat în 2016. Toate sondajele arătau că candidatul de centru stânga câștigă. Nu contează că e Dodon, că e Usată. Da, Dodon pur și simplu a câștigat cu 52%. Dacă nu schimba vârsta, eu câștigam cu 60%. Dar era clar că va câștiga unul de centru stânga. Deci asta a arătat toți sociologii care cunosc. Ce nu trebuia mai asandă? Și, deci, din cauza ei, noi îl avem azi pe Dodon. Da, eu mi-am cerut scuză că l-am susținut în turul 2. Dar dacă era un candidat independent în 2016, Dodon aveți și rupt. Adică să fie susținut din Năstase, Maia, Usată. În 2020 acest scenariu poate fi valabil? Eu l-am propus în 2016. Și vă spun că sunt gata să-l discut cu dânșas. Nu e nicio problemă. Ați telefonat, nu știu, lidera PAS, deci, pe Andrei Năstase, pe alți colegi? Deci am dat mesaje partidului PAS. Ei știți cum, ei au început cu mine a discuta doar când i-a trădat Dodon. Că ei ca să nu-l sperie pe Dodon, să nu-l dezamăgească, nu discutau. După asta am avut unele discuții, dar... Și ce ține concret de prezidențiale, n-am avut nicio discuție. Am discutat de președinți, de raioane, de mai multe situații. Aici eu sunt gata să discut. Pur și simplu, ei dacă să, știți cum, mai știți cum, ei trebuie să mai scăpe de unii consilieri, de... Bun, treaba lor, las fac ce vor. Domnule Renato Usată, știu că sunteți... În întârziere, practic, ultimul aspect. Credeți că dacă vor decide cetățenii și dumneavoastră veți hotărâ că urmează să candidați pentru funcție de președinte, da, veți fi lăsat în această cursă prezidențială? Eu cred că când la noi s-au avut loc alegerile prezidențiale, Dodon oară îți vorbească prin Skype de pe orașul Rostov pe Don, oară din vreun penitenciar. Deci sunt cam sigur de asta.
Ее ножки щи плану ряре ел полноурмы кум с моей лимени пимени. Кел враз ма деструга пылна лезер. Дуам на моя сандову погрешитка на спуска. Дудун врезал склад пилсатый иди на лезер. Гата, плохотнюк, ной. Киллер, шо тот жену де. Бандит скоревел у плохотнюк, ну моя санд. Дудун да кончарка с фака. Лук, а че сценарию салапличен куда-то контрамя. А пасы и сары пенили к... Пасфи парка и фестивалу din Rio de Janeiro. La modul practic, cum vedeți asta? Cum la modul practic? Cum veți încerca să opuneți rezistență? În contextul în care dumneavoastră sunteți cetățean primar de Bălți, adică nu aveți o funcție în stat. Dar eu n-am nevoie de funcție. Eu n-am nevoie de funcție. Eu astăzi le mulțumesc tuturor cetățenilor care mă susțin. Eu deși azi nu mai am frică de media holding-uri a lui Dodon, cum era și timpul Plahotniuc. Eu astăzi vizualizări pe rețele de socializare am mai multe ca topul emisiunilor din țară. Important că cetățenii comunică. Doar într-o lună a crescut pagina cu 70.000 de followers. Eu doar nu cumpăr followers și like-uri ca Dodon din India și pe urmă să râd copiii. Domnule Usate, așa era și în cazul Maia Sandu în 2016. Pe rețelele de socializare susținută, într-un final a câștigat Igor Dodon. Electoratul în Republica Moldova nu este doar dar pe online. Mine, eu nu vorbesc despre electorat. Eu cât am susținere cetățenilor. Cetățenii au drept să mă trimat la pensie. Și dacă eu o să-i mint, nu cum doamna Maia Sandu spune, că populist, că nu știu. Eu am garanții să le dau la cetățeni. Să văd eu și garanții să le ofere Maia Sandu, ori Dodon. Iată, eu o spun în direct. Dacă, doar asta rămâne în istorie, știți cum, nu slavă Domnului, trebuie în secolul 21. Dacă eu voi minți cetățenii, voi organiza sau reanima, că scheme de contrabandă, că oricare altă ilegalitate, spălări de bani, promovări ilegale, ceva genul ăsta, eu, în orice campanie, că e parlamentar anticipat prezidențial, la fiecare cetățen, să țineți minte, înainte de a începe campania, că în campanie nu se permite ca să scrie că e cumpărarea voturilor, da. Eu pot să-ți deschid vă două camazuri într-o zi. Fiecare cetățean a să-și iei câte un litru de benzină pe care ați fi scris. Dacă Usate ne minte punctele care v-am spus, eu le dau voie. Dacă eu le dau voie să vii să-mi dăie foc la casa mea, mașinile mele. Casa părintească, eu sunt moldovan, eu, pentru mine casa părintească e mai ceva ca pentru altul miliard, știți? Și eu voi spune altceva, chiar că dumneavoastră, dacă mergeți și îmi dați foc la casă, o să aveți dosar penal, corect, da? Dar dacă eu vă spun, acum în direct și vă repet atunci, băieți, dacă v-am făcut un rău, du-te rog și dă-mi foc la casă. N-a să aveți nici amendă. Adică eu pot să le dau și câte un topor la oameni. Eu n-a sunt, știți cum, eu dacă și-a sunt cu mulți bodyguards, Dodon de simplu cum mulți bodyguard. Știi cum mi-a zis roșu? Președintele Republicii Moldova. Eram la Moscova, prima vizită lui Dodon la Putin. Când i-am văzut motociclete, eu nu știam protocolul, adică cât trebuie să fie bodyguard, cât cum grupi mobile, cât pe jos. Zic, băi, dar ce cu Dodonul nostru? De unde atâta pază? Vă întrebam pe unul din securiști care au pază. Zic, cine a să-i fac ceva lui Dodon, mai ales în Moscova? Кому он нужен? Adică, cum a zis Voronin într-o zi. Și asta în glumă zice, Renat, noi vă hrăneam și bun ne smâlsă. Adică să nu fugă. Dar nu de atâta se întâmplă. Deci când faci reforme, el doar la gole, în emisiune. Eu a stau cu cetățenii la semafor la roșu, fără girofare. Că să spuneți, minciunile lui Dodon. El de mână minciunile lui s-au încurcat. A fost un articol fantastic în Federația Rusă, vreo un an, doi în urmă. Самый лживый президент в истории Молдовы. Чел мой меньше нос. Atât de mult am vorbit astăzi despre Igor Dodon. Data viitoare vă aștept să discutăm mai mult despre obiective și viziuni dar pentru eu, Republica dar eu Moldova. Dar eu vă invit totuși într-o zi, dacă o să fiți de acord, că am mare văzut mai multe emisiuni. Mare plăcere să ne plimbăm pe străzi. Nu să ne plimbăm pe străzi. Să veniți în municipiul Bălți, fără ca să vă... Iată, eu plec și dumneavoastră îmi spuneți în care e strada Bălțului. Mi-a arătat pe Google Maps, Renat, i-am dumat pe strada cu tare. Și eu plec. Și întrebați oamenii real, băi, dar ce faci Usate? Sunteți mulțumit. Să mergeți, vedeți, mi-e rușine, piața centrală din Chișinău, e capitala Republicii Moldova. Am mers și merg eu la asta piață. Domnule Dorin, în Bălți le-am tăiat mânuțele și digituțele. Să vedeți, într-un an de zile, ce s-au făcut cu piețele pe Pușkina pentru pensionari și piața centrală în Bălți,
La noi așa, parcă e Shanghai în 40. Neapărat o să facem o vizită la Belt și neapărat o să facem acest experiment. Nu avem nimic de pierdut. Da. Domnule Usatăi, vă mulțumesc mult pentru că ați venit. Poate ați înțeles atunci, deși oamenii mă sunt după 3 ani când am fost în țară, m-au votat în primul tur. O să vedem, v-au susținut și în 2016 și în 2014. Ok. Și ce s-a întâmplat? Deci până la urmă să... Ce s-a întâmplat? Ați fost scos din cursa electorală, deci de asta vă întrebam astăzi. Nu, n-am fost scos în 2014. În 2014, da. După aia a fost ceea ce a fost. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați găsit timp să veniți la noi. Cetățenii, fiți gata de proteste, începem show Benny Hill la săptămână viitoare. Când proteste? Dacă scoate tot țara la lucru luni, cum am înțeles azi, înseamnă că doar săptămână viitoare funcționari publici ies la lucru, așa? Da? Ca funcționari publici, frumușel, în mănușele, cu o peniță de curcan, coleac de vazelin pentru media holdingul lui Dodon, frumușel ne ducem, ați văzut cum în Israel, stăteau 2 metri unul la altul. Cine o să fie protestatari? Funcționarii publici sau dumneavoastră aveți grupul de susținători? Vedem până atunci. Eu am văzut că medii cetățeni care mi-au scris în comentarii, domnule Sate, hai să ieșim că nebunul ăsta de virusolog ne bagă în pământ. Dacă iesă angajații în sectorul public la lucru luni, dumneavoastră în aceeași săptămână faceți proteste? Trebuie de văzut cum formă, că dacă tăți nu trebuia să iei o zi liberă la serviciu, știți cum, adică să văd. Adică poate va fi, poate venim la Dodon pe 1 mai. O, mir trud mai. Mir trud mai, că ne Dodon. Da, ori pe sâmbătă pe Dodon. Oricum ați fi ok. Important e să urmărim. N-aveți frică. Eu sunt ok. Vă mulțumesc pentru susținere că am primit. Da, o să faceți, urmează după asta să faceți live. Da, acum să le spun, pentru vorbitori de limba rusă, în 10 minute plec și ies online pe pagina mea de Facebook, că sunt foarte mulți care nu cunosc limba. O să vă găsească neapărat acolo. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați găsit timp să veniți la noi. Uh-huh. Mulțumesc celor care ne-au urmărit în această seară. Ați vorbit foarte mult despre Igor Dodon. Eu cu mare plăcere îl aștept aici în studio să-i adresăm aceleași merg întrebări la orice dezbatere cu care am stat cu dumneavoastră sau eventual în cadrul unei dezbateri. Așteptăm răspunsul din partea președinției. Doamnelor și domnilor, mulțumim și nu uitați, dacă vă pasă de sănătatea voastră și a celor dragi, stați acasă.